Încă din secolul al XVII-lea, mănăstirea Prislop a devenit un loc important de pelerinaj pentru creștinii români, în principal datorită faptului că aici se află înmormântat Arsenie Boca. Cu toate acestea, istoria acestei mănăstiri se întinde până în secolul al XVI-lea, în vremea domniței Zamfira, fiica domnitorului Moise Vodă din Țara Românească. Legenda spune că Zamfira, suferind, a fost vindecată după ce a băut din apa râului care astăzi trece prin curtea mănăstirii, iar această minune a inspirat-o să construiască lăcașul de cult de acum. Edificiul a fost ridicat în secolul al XVI-lea sub patronajul domnesc, iar în secolul al XVII-lea a fost locuit de Sfântul Ioan de la Prislop, devenind ulterior o mănăstire greco-catolică în secolul al XVIII-lea. În secolul al XIX-lea, mănăstirea a fost aproape abandonată și lăsată în paragină, fiind administrată de preoții laicizat. La începutul secolului al XX-lea, în anul 1901, episcopul greco-catolic Demetriu Radu a inițiat restaurarea mănăstirii, care a durat până în 1948, când comuniștii au interzis cultul greco-catolic în întreaga țară. După aceasta, mănăstirea Prislop a fost redată credinței creștine ortodoxe, iar în 25 noiembrie 1948, Arsenie Boca, care avea să devină un important motiv de pelerinaj, a fost transferat aici de autoritățile bisericești. Arsenie Boca a contribuit la restaurarea bisericii din curtea mănăstirii, iar secretele sub pardoseala acestea au continuat să fascineze. În timpul reconstrucției inițiate de Episcopia Greco-Catolică s-a descoperit mormântul domniței Zamfira, titoarea mănăstirii. Deja un important loc de pelerinaj după moartea lui Arsenie Boca, mănăstirea a devenit și mai populară, cu mulți credincioși venind să ceară ajutorul său și să se roage la mormântul său, sperând că minunile sale se vor răspândi și asupra lor, relatează click.ro.